mulțumesc frumos că astăzi ați dat curs invitației noastre de a veni la Răstoaca. Alături de mine este domnul președinte Cătălin Toma, senator. Îi mulțumesc că astăzi este prezent alături de noi, de comuna noastră, de altfel cum întotdeauna a fost prezent și ne-a sprijinit. În ședința de Consiliu Local am avut pe ordinea de zi trei puncte foarte importante pentru comunitatea noastră. Am avut niște drumuri afectate din 2014 de la inundații, drumuri care n-am reușit să le refacem. Am găsit la Ministerul Dezvoltării și la Compania Națională de Investiții, am găsit sprijin de la domnul ministru, sprijin care s-a concretizat după o muncă de aproximativ 6 luni, jumate de an, prin aprobarea acestor fonduri și pentru realizarea acestor investiții. 7 străzi în comuna Răstoaca, străzi care urmau să fie asfaltate. Mai avem încă 5 străzi care urma să construim acele rigoli betonate pentru apele pluviale. Deci, sursa de finanțare o avem. Avem răspunsul Ministerului Dezvoltării prin care ne înștiințează faptul că putem să demarăm și să întocmim documentația tehnico-economică, urmând să venim în fața Consiliului și să ne aprobe această investiție. Vreau să precizez faptul că tot efortul nostru financiar în privința acestor proiecte ar fi fost și o să fie întocmirea studiului de fezabilitate. Adică, CNI-ul ne-a spus, deci ne-a trimis adresa prin care ne științează că ni s-a aprobat, urmând ca noi să întocmim această documentație tehnică să putem să demarăm investiția propriu-zisă. Este o investiție și o sumă foarte mare pentru comuna Răstoaca. Am mai spus și în ședința de Consiliu și le-am amintit consilierilor, făcând un calcul simplu, probabil că este bugetul comunei Răstoaca pentru investiții pe 7-8 ani. În schimb, între timp, fostul primar n-a fost de acord cu acest proiect și a votat alături de PSD. PSD, care știți, sau știți, vă spun eu, că dumneavoastră n-aveți de unde să știți, în 4 mandate aici în Răstoaca n-a făcut mare lucru, aproape nimic. Deci nu mare lucru, deci aproape nimic. Și acum, probabil că eu fi promis vreun post de consilier și eu fi promis, chiar nu știu, dar să fie sănătoși. Problema e și durerea noastră și a mea personală este că nu putem. Până la urmă o să putem, că o să găsim soluții. Nu putem să realizăm aceste investiții care sunt vitale pentru comuna noastră, fiindcă, făcând un calcul simplu, dacă facem și aceste asfaltări, comuna Răstoaca ar mai fi probabil în jur de 1,6 km străzi, fundături neasfaltate. În rest am închis toată comuna în ceea ce privește infrastructura. Un punct de asemenea foarte important pentru comunitatea noastră, realizarea acestor piste de biciclete, trotuare, ceea ce înseamnă spații verzi lângă drumul național. Pe lângă drumul național, noi în decurs de 5-6 ani au fost accidente grave, accidente soldate cu victime omenești, cu morți. Nu mai târziu de alaltă ieri a fost aici la intrarea în Răstoaca, a fost un accident implicat un biciclist și cu un camion. Aici, de asemenea, avem sprijinul domnului ministru Ionuș Ștefan, pentru realizarea acestor trotuare. În schimb, ca să demarăm această investiție și această procedură, de asemenea trebuie să facem niște pași care tot la fel am nevoie de Consiliul Local. Și anume, ar trebui să intabulăm tot ce înseamnă terenurile astea de lângă marginea drumului național până la limita de proprietate al cetățenilor. Și de asemenea n-am găsit înțelegere la domnii consilieri PSD. Am
Le-am cerut să-mi argumenteze. Am înțeles, nu sunteți de acord, putem să facem discuții pe tema, bă, nu trebuie să fim de acord, că nu poate să gândească un PSD ca un liberal, asta e clar. Ei sunt tot acolo, prinși undeva în urmă cu 50 de ani. N-au avut absolut nimic să motiveze, numai faptul că n-au vrut ei să voteze. Mai avem în comuna Răsfaca, din fericire nu trebuie să stăm la mâna Consiliului, mi s-a aprobat sala de sport în comuna Răsfaca, tot prin Ministerul Dezvoltării și prin Compania Națională de Investiții. Sală de sport pe care noi am... Deci documentația a fost întocmită în 2016, când am depus-o la minister și ne s-a aprobat în 2020. Deci a fost nevoit sau a trebuit să schimbe guvernarea ca să avem și un acces la această investiție. Deci, documentația a fost depusă în 2016, noi suntem în 2020, deci a trecut 4 ani ca să putem să beneficiem și noi de această investiție. În sfârșit ni s-a aprobat. O să începem, probabil, câteva luni, o să începem și sala de sport. Cam asta pentru... Deci ceea ce probleme am avut noi aici și credeți-mă că cetățenii m-au sunat și m-au rugat la următoarea ședință de Consiliul Local să-i anunț ca să fie prezenței și domnii consilieri să le dea o explicație de ce nu sunt de acord ca și străzile lor să fie modernizate, asfaltate și așa mai departe. Și chiar, probabil că la următoarea ședință de Consiliu o să anunț absolut toate persoane. Deja am vorbit cu foarte mulți cetățeni din comuna Răsfaca, bătând toate drumurile astea din poartă în poartă și informându-i de ceea ce s-a întâmplat în Consiliul Local. Deci aș vrea să mai fac un pic, să mai stărui un pic asupra acestei investiții, acestor trotuare, spații. Deci noi, la momentul respectiv, să fac lucrări pe drumul național și anume lucrări de branșamente la rețeaua de apă. Probabil că în 2-3 luni de zile o să terminăm. Deci, adică terminăm drumul național și o să terminăm toată comuna. Deci nu mai există absolut niciun fel de gospodărie care să nu fie branșată la apă. Prioritate maximă și urgentă pentru noi ar fi realizarea acestor trotuare. Dacă domnii consilieri nu o să revină la sentimente mai bune, că acum vă dați seama că ei cred că se luptă personal cu mine, dar de fapt ei se luptă cu cetățeanul din comuna Răsfaca, nu cu mine, cu mine personal. Noi putem să ducem bătăliile astea în altă zonă, în altă sferă, dar nu acesta al investițiilor. Dacă domnii consilieri nu o să binevoiască să ne aprobe o sumă asta pentru intabularea acestor terenuri care încă nu sunt în inventarierea domeniului public al comunei Răsfaca, am mai vorbit cu și cu toată echipa PNL-ului, cu primar, cu viceprimar, cu consilier, cu absolut toată lumea, probabil că o să fac și o să ajungem la o măsură extremă, să zic eu. Și anume ne-am gândit să facem o acțiune de colectare de fonduri pentru intabularea acestor străzi, acestor terenuri de lângă drumul național. Dacă domnii consilieri nu binevoiesc, bani avem în bugetul local pentru aceste investiții. Dacă domnii consilieri, o să fac imediat, probabil într-o săptămână, două săptămâni, altă ședință de Consiliul Local, și dacă ei nu o să binevoiască să ne, din nou să resping acest proiect, asta este soluția, o să facem o acțiune de colectare de fonduri, printre care eu o să fiu primul care o să doneze niște bani, o să fie domnul viceprimar, o să fie consilierii PNL și toată lumea de bună credință din județul Vrancea ar fi bine. Din comuna Răsfaca, cred că o să fie alături de mine și o să adunăm suma asta ca să nu putem să mai întârziem această investiție datorită unor oameni care chiar nu se gândesc la, nu știu, la cetățeni și la oamenii din comună. Ei când au venit aici au depus un jurământ pe care un jurământ acolo spune că neapărat o să facem absolut tot ce ține de noi pentru bunăstarea cetățeanului, dar din păcate ei au uitat jurământul. Cam atât am avut de spus. Dacă sunt întrebări, îl lăsăm și pe domnul președinte să ne spună câteva
câteva întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, bună ziua celor prezenți, bună ziua celor care ne vor și ne urmăresc. În primul rând, permiteți-mi să-l felicit pe colegul nostru primar liberal, pentru că așa arată un primar care își dorește binele și care dorește binele cetățenilor și aceste localități. Spunea domnul primar că ai lui consilieri PSD, vezi, doamne, nu sunt de acord. Păi ce să te aștepți la consilierii PSD? Păi hai să ne uităm puțin în trecut, până în 2016 a fost administrație PSD. Ce s-a întâmplat în Răsfoaca? Nimic. Normal că acum avem un primar care împreună cu echipa liberală vrea să facă ceva și din păcate, iată că la momentul acesta, ținând doar de un singur vot, ne trezim în situația în care investiții de amvergură în această localitate sunt stopate pentru că așa vrea PSD-ul. Cred că aceste lucruri trebuie să înceteze și de aceea sunt și prezent astăzi alături de colegul meu primar, pentru, și nu numai de primar, ci și de întreaga localitate, pentru că localitatea Răstoaca nu stă în consilierii PSD. Localitatea Răstoaca stă în această echipă, în administrația aceasta liberală, care, după cum bine vedeți, s-a interesat și a dezvoltat și deja dorește să implementeze aceste proiecte care sunt în favoarea cetățeanului, dar care pentru această perioadă sau în acest moment sunt stopate de voința tâmpită, aș putea spune, a celor de la PSD, că nu trebuie să fie pentru că, vezi, doamne, vin de la PNL. Lucrurile se vor rezolva, sunt convins, pentru că primarul este hotărât, după cum vedeți, și foarte bine face să comunice și să fie transparent. Asta înseamnă administrație liberală, să fim transparenți. Asta înseamnă cheltuirea banului public, să fim cu datele pe masă. Și vreau să întreb așa administrația asta PSD-istă în frunte cu Oprișan, cât de greu este să aduci un proiect. Bine, el nu știe, el stă mai mult plecat pe la unde este el plecat, prin București, prin Monaco, prin Dumnezeu știe. În loc să fie alături de cetățeni și de județul Vrancea, iată că ai lui consilier sunt împotriva unor investiții. Dacă vă puteți imagina în anul 2020 să ne trezim că niște oameni care sunt aleși de către cetățeni, dar cu o siglă nefericită, și anume PSD, să fie împotriva unor investiții pentru cetățeni. Aici nu vorbim de PSD-PNL, ci pentru ei, inclusiv pentru ei, că acești oameni nu stau în cer. Și la cum se comportă, nici nu cred că ajung în cer. Dar, una peste alta, revenind la situația de fapt, este un exemplu care, să știți că se repetă în multe localități unde administrația liberală, din păcate, nu are majoritate și unde administrația liberală, prin primar, prin viceprimar, prin tot ceea ce înseamnă administrație dorește să facă ceva pentru comunitatea respectivă și ne trezim cu astfel de atitudini comuniste, de a fi împotrivă, fiindcă de ce? Fiindcă așa vreau eu. Pentru că sunt convins că dacă fiecare cetățean din Răstoaca le ia la întrebări pe consilierul PSD, indiferent cum se numește el și le întreabă care e motivul de nu ești pentru trotuare, pentru intabulare, pentru toate investițiile pe care le-a menționat domnul primar, vă spun că nici nu au motive. Motivul este pentru că le-a propus primarul și nu le-au propus ei. De aceea, rog și eu pe această cale toți cetățenii să fie alături de colegul nostru primar, să-i dea o mână de ajutor și să-i tragă la răspundere pe cei care au votat împotrivă, iar la următoarea ședință, pentru că există și până la urmă urmei această democrație a votului, sunt convins că acești consilieri PSD, dacă vor să mai fie în lumea politică, își vor reanaliza poziția și vor susține proiectele pe care primarul liberal le propune în favoarea acestei localități. În rest, doar atât pot să spun că așa exemplu cum este Oprișan care numai rău face pentru acest județ, iată că și consilierii dintr-o localitate vrânceană ai lui, consilierii PSD, la fel aceiași așa tată, așa fiu, știți cum este. Cam așa se întâmplă și în această localitate. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul legislației, sunt convins că la următoarele alegeri care vor avea loc, vom reuși să le dăm, până la urmă, un răspuns pe măsură, și anume să scăpăm acest județ și aceste localități de astfel de majorități nocive pentru viitorul, nu al nostru, ci inclusiv al copiilor noștri. Vă mulțumesc și suntem la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Despre câți kilometri de străzi este vorba și care este investiția? Cât se ridică investiția de la CNI? Deci este vorba despre... am patru străzi de acolo, pe aceste patru străzi vin
din bine făcut asfaltul și rigole betonate. Și mai avem încă 6 străzi, unde acolo am reușit să asfaltăm. Avem un drum pe fonduri europene și unul pe fonduri proprii, care l-am făcut la început de mandat. Acolo venim, în proiectul ăsta e prins numai rigole betonate, fiindcă drumurile nu sunt prevăzute cu rigole betonate, că am considerat la momentul respectiv că e mai important să asfaltăm cât mai mult cu banii puțini pe care am avut și am renunțat la momentul respectiv pentru rigolile betonate. Acum le-am prins absolut tot ce înseamnă aceste drumuri și proiectul, cererea de finanțare este aprobată. Suma totală? Suma totală în jur de 2 milioane de lei. Cum au motivat consilierii PSD abținerea? Întrebarea asta le-am pus-o, am insistat chiar 2-3 ori, n-au avut niciun răspuns. Deci, practic, pot să înțeleg orice, pot să înțeleg disputa asta pe priorități, pe proiecte, pe nu știu ce, dar în momentul în care noi avem sursa, banii sunt aprobați, nu înțeleg care... Deci nici ei n-au răspuns să-și dea, dar eu n-am ce, nu știu, de aceea am insistat, am întrebat câteva ore. Spuneți-mi, domnule, hai să vedem, putem să facem ceva, dar deci noi, primăria nu trebuie să facă altceva decât studiul de fezabilitate, în rest toată investiția din Ministerul Dezvoltării. Deci nu sunt sumele noastre, de sumele noastre probabil că e 100 de mii din întocmirea documentațiilor tehnico-economice. În rest, nu e treaba noastră, e treaba CNI-ului. Deci nu n-au niciun fel de motivare. Așa, cât pot. Asta e. Ei pot. Așa e PSD-ul. De timpul NPR-ul a votat cu el, cu ei, cu... Fostul primar a votat, că probabil că și-a gândit că a făcut mult în 3-4 mandate. Când a venit domnul președinte, nu știu că aș mai aduce aminte, prima dată în Comuna Răstoacă, m-ați întrebat dacă știți că făceam campanie pe drumul național. Și mi-a spus dacă aveți ceva asfaltat. Și am zis, n-avem, domnul președinte. Cum n-aveți? N-avem. Acum pot să vă spun că la momentul respectiv, într-un an de zile, Răstoacă, indiferent că vor sau nu vor, Răstoacă o să fie, deci nu o să mai există un metru neasfaltat. Tot ce înseamnă fundături, străzi, glăturane, ce absolut tot. Se vede cu ochii liberi că s-a dezvoltat această... Acum, într-o săptămână, o să asfaltăm toată zona asta. Aici avem și canalizare și tranșamente, la apă avem tot. Nu am uitat. Cel mai important proiect pentru noi este realizarea investiției pe aducțiunea de gaz în Comuna Răstoacă. Comuna Răstoacă care noi am depus proiectul în 2019 la Ministerul Dezvoltării. Tot datorită domnului ministru și a domnului președinte, care am avut mari dispute, pot să spun cu ei, că eu nu eram de acord să întocmesc acest studiu de fezabilitate, fiindcă erau niște bani și la momentul respectiv am zis, domnule, nu dau bani, adică dacă n-am 50% șanse să implementez acest proiect, nu facem. Și datorită dânșilor am făcut acest proiect, e depus la Ministerul Dezvoltării și probabil în câteva luni o semnăm pe gaz. Ceea ce pentru noi ceva fantastic. Locajul ăsta a fost permanent în Consiliul Local? Nu, n-a fost permanent. Am trecut toate proiectele cu fostul primar între timp. Probabil că a promis și eu fi promis în postul consilier la PSD. La PSD deja la noi începe să fie istorie, dar istorie din asta veche, antică. Și a promis un post de consilier, nu știu, 2-3, nu știu cât a promis și... Omul s-a reorientat, așa e. Și la intabulare de cât bani este nevoie? La intabulare nu este o sumă foarte mare, e în jur de 10.100 lei. Lei, da. Priviți-vă. 100 de milioane bani vechi. Și o să fac, o să adunăm banii ăștia. Vă spun, dacă la următoare ședință nu o să treacă, nu e nicio problemă. O să fac o colectă, ceva. Eu o să fiu primul care îmi dau o parte din salariu. Eu, viceprimarul, toți consilierii PNL, am vorbit cu ei, sunt de acord. Durerea mare este că avem bani în excedent și nu pot să-i folosesc, fiindcă așa vor ei că... Și dacă stau bine și mă gândesc, prima problema lor au ei un consilier care a intrat în consiliu mai târziu, după a plecat cineva și a dat demisia. Când a venit prima dată în consiliu, domn primar, trebuie să facem trotuare. Domnule, sunt foarte de acord cu dumneavoastră. Dar nu e momentul, că urma toate aceste lucrări pe drumul național de
canalizare de... Și acum chiar l-am întrebat, după ce mi-a respins acest proiect, l-am întrebat direct. Domnul Oprea, dar dumneavoastră aveți o prioritate, nu mai există, să înțeleg, că dumneavoastră a fost atunci, oamenii din așa, peste 70 de ani, care ei, n-am doar de stima pentru persoane în vârstă, dar... Dar vă să strângeți bani, dar în Consiliul Local mai trebuie aprobat, obținut anumit, poate, aprobări, chiar dacă... Nu trebuie poate... nicio aprobare în Consiliul Local. Ajungeți la Consiliul Local, la votul consilierilor, chiar dacă strângeți suma de la... în acțiunea aceasta de colectare. Nu știu dacă neapărat trebuie să ajung la un Consiliu Local, dar important este să avem suma. Atunci chiar, adică nici atunci n-a să înțeleg dacă am și suma și tot nu sunt de acord, înseamnă că chiar e ceva foarte urât pentru ei. Da. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, mulțumim mult și gânduri bune celor de la PSD să înțeleagă că răspoarta are prioritate în ceea ce înseamnă. Are și nu o să... Așa e PSD, contra dezvoltării și îi umblă tot timpul pe contrasens. Tot ceea ce se face cu transpirație și cu fluoare.